Uleiul de floarea soarelui continuă să se scumpească. Despre aceasta a declarat premierul în cadrul ședinței guvernului. Potrivit Nataliei Gavrilița, informația de majorare a prețurilor vine din raioanele țării. În continuare vedem o creștere de prețuri care șterbește din puterea de cumpărare a populației. Și mai ales pentru mine există această preocupare când aud că, de exemplu, o companie face o conferință de presă, spune că nu va crește prețurile în următorul an, dar din regiuni îmi vin semnale că se vinde produsul, de exemplu uleiul, la un alt preț decât a declarat producătorul. Și aici trebuie să vedem unde se rupe lanțul și unde există probleme pentru consumator. Noi avem un comitet unde discutăm despre calitatea vieții cetățenilor, despre prețuri și eu aș vrea ca să reanimăm lucrul acestui comitet și aș vrea în primul rând să adăugăm în componență Agenția de Protecție a Consumatorului și să introducem un mecanism unde să vedem ce se întâmplă în practică. Pe data de 5 septembrie, cel mai mare producător de ulei de floarea soarelui din țară a anunțat că prețurile vor rămâne neschimbate până în toamna anului 2023.